Bună, sunt Alin, reprezentantul tehnic de la semințegazon.ro. Suntem la sfârșitul lunii septembrie. În acest tutorial vreau să vă vorbesc un pic de îngrășămintele de toamnă pentru gazon, când ar fi de aplicat, ce îngrășăminte de toamnă vă recomandăm noi să aplicați sau la ce să fiți atenți atunci când le achiziționați ca să aveți un maxim de efect pentru banii care folosiți. O să vorbim de câteva mituri care circulă așa la fertilizarea de toamnă. Am să vă dau câteva exemple de îngrășăminte pe care le comercializăm noi și de ce vi le recomandăm. Pentru cei care sunteți subscriși la canal, dacă vă place tutorialul nostru, lăsați-ne un like. Pentru cei care ați intrat pentru prima dată pe canalul nostru de YouTube, vă recomandăm ca să vă subscrieți la canal, pentru că aici primiți informații deosebit de bune pentru întreținerea gazonului. Să-i dăm bătaie! Suntem la sfârșitul lunii septembrie, e începutul anului agricol, da? Și în agricultură, și la noi în gazon. Gazonul nostru e o graminee din aceeași familie cu grâul și la el, și la gazonul nostru, anul agricol începe în septembrie. Începe în septembrie și se termină în august. E foarte importantă fertilizarea de toamnă a gazonului. De fapt, e cea mai importantă. Deși așa din discuțiile care le-am avut cu sute, mii de persoane, am observat că există tendința asta, dăm îngrășământ gazonului primăvara. Total greșit. Cea mai importantă fertilizare a gazonului e de făcut toamnă. În mod normal, gazonul ar trebui să primească 4 fertilizări pe an ca să își mențină desimea. 2 primăvara sau 2 în prima jumătate a anului și 2 în a doua jumătate a anului. În schimb, dacă bugetul dumneavoastră nu vă permite sau pur și simplu gazonul e ceva, să zic, privit ca și o cheltuială, ca și o piatră de moară în gazon, totuși faceți un minim de 3 aplicări de îngrășământ solid pe an. Dacă mergeți pe varianta asta de aplicat de 3 ori îngrășământ solid pe an, prima, ți-a vă făcut undeva în luna aprilie, martie-aprilie. Celelalte 2 sunt de făcut după vară, undeva luna august, sfârșitul lunii august și încă una la sfârșit de septembrie, început de octombrie. Toamna e perioada când, dacă noi aplicăm un îngrășământ gazonului, el o să-l folosească în special ca să-și mărească rădăcina. Da? Pe perioada verii, când e foarte cald, gazonul își consumă resurse, se autoconsumă, își consumă rădăcina, ia nutrienți din rădăcină ca să facă față la temperatura ridicată care e, pentru că odată ce trece temperatura peste 28-29 de grade, iar gazonul, ca și hrană, își produce mai puțin decât consumă. Și consumul ăla vine din rădăcină, da? Din acel autoconsum. În schimb, acum când vine perioada asta de toamnă, rădăcina se reface și de-aia e foarte important să punem îngrășământ gazonului. Da? O să vedeți că distribuiți îngrășământ acum în perioada de toamnă și gazonul nu mai are așa creștere accelerată, cum avea să zic în primăvară. Pentru că acum, în perioada de toamnă, în sol există o mare schimbare. Încercați să înțelegeți, gazonul, el vine de pe, sau e luat de pe pășune, da? El genetic are în codul, sau în codul lui genetic apare informația asta. Trebuie să ne refacem, să ne facem o rădăcină cât mai mare pe perioada toamnei, pentru că dacă e o boală de iarnă, da? Sau vin animalele și ne pasc frunzele în totalitate, să avem resurse în primăvară să ne refacem. Aplicarea de îngrășământ toamna o să mărească sistemul ăsta radicular, care iarăși la vara viitoare o să aibă rezerve planta din care să reziste pe perioada verii. Da? Iarăși, cu cât avem un sistem radicular mai mare, cu atât o să avem o plantă mai sănătoasă, un gazon mai frumos. Dacă dumneavoastră faceți, o să verificați la dumneavoastră în peluză, o să vedeți mulți dintre dumneavoastră care nu întrețineți corect gazonul, aveți o rădăcină de 3-4 cm. Da? Acum toamna îi puneți îngrășământ și îi momentul potrivit ca acea rădăcină să se mărească. Gândiți-vă, dacă dumneavoastră aveți o rădăcină de 3 cm,
și o plantă care are tot așa 4 sau 5 cm, pur și simplu rădăcina aceea e prea mică să susțină atâta foliaj. Și e foarte predispusă la, când avem condiții neprielnice gazonului, predispusă la boli, la să fie ușor smulsă de câini sau pur și simplu când călcăm pe el se reface greu sau o duce foarte rău la umbră. Perioada de toamnă e cea mai importantă pentru gazon. Da? Toamna se numără bobocii. Trebuie să aplicați îngrășământ acum, toamna, cum am zis, dacă aplicați îngrășământ gazonului de 3 ori pe an, faceți-le 2 cel puțin toamna. Dacă aplicați îngrășământ de 2 ori pe an, acele două aplicări trebuie făcute toamna. Multă lume are în gazon pirtârător, da? Asta e o iarbă de sezon cald, care își începe vegetația în mai și până undeva în luna, sfârșitul lunii august. Da? Atunci el e într-o vegetație puternică. Și multă lume aplică îngrășământ în luna mai sau e cam singura aplicare de îngrășământ din an și o face în luna mai. Total greșit, pentru că noi trebuie să punem îngrășământ cât mai devreme în primăvară ca gazonul nostru să se îndese cât de tare, ca buruienile care apar în aprilie, mai, să nu mai aibă loc să se dezvolte. Da? Deci asta e aplicarea de îngrășământ primăvara. Toamna e perioada asta când gazonul, cum am zis, se reface și trebuie să-i aplicați îngrășământ solid. Dacă vreți să aveți un gazon frumos anul viitor. Un mit care circulă în mediul online, în reclame care sunt cu îngrășăminte de gazon, îngrășământ de toamnă cu mult potasiu. Eu am văzut multe analize de sol din diverse părți ale țării, niciodată n-am văzut o analiză de sol la care potasiu să fie într-o calență atât de mare să trebuiască să punem un îngrășământ care are potasiu peste 25%. Cum trebuie făcută fertilizarea de toamnă? Da? Ar fi trebuit ca la sfârșitul lunii august să-i puneți un îngrășământ gazonului și după aia să reveniți cu o aplicare la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Și gata! Îngrășământ de iarnă, îngrășământ nu e nevoie, mai ales dacă aveți curți care sunt mici, să zic 100 de metri pătrați, 150 de metri pătrați și mare parte din peluza dumneavoastră are foarte puține ore de soare deja de la jumătatea lunii octombrie încolo, nu mai e nevoie să aplicați îngrășământ solid. Aplicând îngrășământ solid la o peluză care e umbrită nu faceți mare brânză. Îngrășământul solid care noi îl punem la gazon are nevoie de un pic de soare, chiar dacă nu e un soare direct, da? Are nevoie de lumină, da? Ca să transforme acel îngrășământ în hrană. Etc. Dacă dumneavoastră puneți în îngrășământ la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, la un gazon care e foarte umbrit, nu îl ajutați cu nimic. Pur și simplu ploile care îs o să le vige nutrienții la adâncime. Deci, îngrășământ trebuie pus acum cât încă gazonul mai are soare. La sfârșitul lunii septembrie îi puneți un îngrășământ care o să-i furnizeze gazonul nutrienți, să-și facă rădăcina, să mai facă un pic de foliaj, să se îndese. Aspectul legat de, ziceam că o să vă dau câteva exemple de îngrășăminte. Ce îngrășăminte îți de folosit acum la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie? Principalul element de care are nevoie gazonul și la orice analiză de sol o să o faceți, o să fie azotul. Sau îi azotul elementul principal și la analizele de sol care le faceți, tot timpul o să fie o carență de azot. Îngrășămintele care îs de folosit acum în toamnă ar trebui să fie așa. Noi avem la îngrășăminte NPK, da? Corespunde la azot, fosfor și potasiu. Trebuie să aveți un raport de 2 la 1 azot-potasiu sau de 1 la 1 azot-potasiu. Astea sunt îngrășămintele potrivite de toamnă. Nici de cum, în luna, la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie, să puneți un îngrășământ care are raport 1 la 2 azot-potasiu, da? Adică să aibă de două ori mai mult potasiu decât azot. 1. Nu am văzut o analiză de sol din țara asta în care potasiu să fie în carență și la mijlocul toamnei, sfârșit de septembrie, început de octombrie, gazonul are nevoie de azot. Un îngrășământ care eu vi-l recomand, Dani, o să mă duc să aduc sacul. Un îngrășământ pe care vi-l recomand din portofoliul nostru, Sprint 10. 27.014. Da? Deci are raport azot-potasiu 2 la 1. Nu trebuie să luați ăsta, luați ce îngrășământ doriți dumneavoastră. Eu v-am dat aici un exemplu de un îngrășământ care are raportul 2 la 1. Sau puteți folosi îngrășământ cu raport azot-potasiu 1 la 1.
din portofoliul nostru, de exemplu, Soy Life, Zootech Mini Spring and Summer, da? Acelea sunt cu 1 la 1. Noi le recomandăm acelea ca și îngrășăminte all season pentru că chiar sunt. Asta Sprint 10. Să vă explic așa câteva avantaje care le are el. Deci, odată, avem 27% azot. Nu cred că mai găsiți un îngrășământ cu eliberare lentă pe piață care să aibă atât de mult azot. Are 27%. 70% din azot e cu eliberare lentă. Ce înseamnă asta? Noi, din 27% azot, da, dintr-un kilogram, avem 70% din ele cu eliberare lentă. Adică undeva 20% din azot, din cei 27%, cu eliberare lentă. Adică îl distribuim și o să dureze, eliberarea o să se facă lent pe parcursul a undeva 10-12 săptămâni. Da? El mai are și un procent de 30% de azot cu eliberare rapidă. Asta noi când o să distribuim gazonul, după câteva zile o să vedem că gazonul începe să se înverzească, începe să se îndesească. Da? Apoi urmează acea granule acelea cu eliberare lentă, care eliberează lent azotul. Da? Adică e un îngrășământ pe care putem distribui și nu o să avem o explozie accelerată, creștere, da? Și după aia nu facem față cu tunsul. Pentru că mulți fac greșeala asta. Toamna luăm cel mai ieftin îngrășământ. Cele care sunt ieftine de regulă nu au, sau azotul nu îi cu eliberare lentă, îl distribuie, iarba începe să crească de nebună, mai avem și niște ploi, nu apucăm să-l tundem la timp și ne distrugem gazonul pentru o lună și ceva. Da? De asta, avem nevoie la gazon de îngrășăminte cu eliberare lentă. Da? Să aibă din acel 100% azot care îl conține, să aibă o parte care se eliberează rapid și o parte care se eliberează lent. Să revin la Sprint 10. Asta e un îngrășământ pe care îl puteți folosi primăvara, îl puteți folosi în august, în septembrie, la începutul lunii octombrie. Având atât de mult azot, 27%, facem un calcul. Gazonul de regulă pe an are nevoie de aproximativ 2,4 kg de azot, substanță activă. Azotul nu e sinonim cu îngrășământ, da? Azotul e un constituent al îngrășământului. Multă lume se referă azot, îngrășământ agricol. Nu, nu, deci azotul e un constituent al îngrășământului. Da, sunt unele îngrășăminte care au doar azot. La Sprint 10, la o aplicare, el îi recomanda să se aplice cu o doză de la 2,5 la 3 kg jumate, da? Dacă să zic aplicăm 3 kg pe 100 de metri pătrați, cele 3 kg, dacă le mulțim cu 27% azot, ne dă undeva cam 3000 ori 27%, 810 grame de azot. Ce ziceam, gazonul are nevoie pe an de regulă de 2,4 kg de azot. Noi la o aplicare de Sprint 10 aplicăm 3000 de grame ori 27% dă 810 grame de azot. Dacă facem, cum am zis, 3 aplicări de îngrășământ Sprint 10 pe an, una primăvara, două toamna, înmulțim astea 810 grame de la o aplicare cu 3 și ne dă 2430 grame, adică 2 kg jumate de îngrășământ, de azot. Adică suficient pentru un an. De asta e important când vă uitați din asta la prețul la îngrășăminte. Da, ăsta e un îngrășământ mai scump. Nu contest. Dar în schimb are avantajul că are foarte mult azot cu eliberare lentă și pur și simplu, dacă faceți calculul, măi, cât mă costă să aplic 3 kg pe 100 de metri pătrați de 3 ori și am suficient azot pentru gazonul meu ca să arate bine, sau ne ducem sau folosim alte îngrășăminte. Da, deci, nu când să ne uităm așa la saci, ăsta e atâta, ăsta e atâta, dar sunt, fiecare are avantajul lui. Un avantaj, iarăși, care are Sprint 10. Granulele de azot cu eliberare lentă din el au tehnologia Polyon. Asta înseamnă că granula aceea care conține azot e acoperită cu un polimer. Azotul din capsula asta se eliberează strict în funcție de temperatură. Da? Trebuie să fie un pic de umezeală, dar se eliberează strict în funcție de temperatură. Eliberarea începe când sunt undeva cam un 8-10 grade Celsius. Da? Acum, s-ar putea chiar dacă în atmosferă avem poate 12 sau 14 grade, în sol avem 10 grade, adică granula eliberează azot. Și eliberarea aceasta îi atinge punctul de maxim, da? Când sunt undeva la 27 de grade, 28 de grade, atunci se eliberează cu o viteză maximă azotul. Ce avantaj are asta? Păi, sunt multe tehnologii de eliberare a azotului care sunt foarte condiționate de umezeală. Da? Adică cu cât avem mai multă umezeală, adică sau plouă, cu atât azotul din acea granulă se eliberează mai repede. Și nu vrem asta.
pentru că toamna e un an timp ploios și nu vrem să punem o granulă cu cu eliberare lentă, care azotul se eliberează în funcție de cât plouă. Nu vrem asta, pentru că având aceste ploi și dese și ca și cantități mari, pur și simplu se eliberează mult azot din acea granulă și el levigă la adâncime și participăm și noi, nu știu, intoxicare sau cum zice, cu nitrit și cu nitrați a pânzei freatice. Da? De asta are un mare avantaj Sprinten și granulele astea cu tehnologia polionului, că pur și simplu în funcție de temperatură. Avem o săptămână mai rece, nu se eliberează atât azot. Avem o săptămână mai caldă, se eliberează mai mult azot. Și indiferent de cât plouă, nu pierdem azot prin levigare în sol la adâncime. Iarăși un avantaj care îl are Sprinten e chestia asta că având azot foarte mult cu eliberare lentă, putem distribui 3 kg de îngrășământ sau chiar 3 kg jumate. Ce înseamnă asta? Pe 100 de metri pătrați. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem suficient de multe granule ca când le distribuim să cadă uniform, adică să cadă peste tot. Să nu avem... am văzut multe îngrășăminte care se recomandă să se aplice 1 kg jumate sau 2 kg și mai au și granule mari. Ei, atunci nu se poate distribui uniform îngrășământul în peluză și apare cu tot felul de pete mai deschise și mai închise la culoare. Hai că vin ăștia cu buteliile. Și ca să încheiem cu îngrășămintele de toamnă, aplicați îngrășământ gazonului acum la sfârșitul lunii septembrie. Dacă sunt 5 săptămâni de când ați făcut o aplicare cu îngrășământ solid, deja o puteți face. Căutați îngrășăminte care au un raport azot la potasiu 2 la 1 sau 1 la 1. Și cel puțin undeva cam un 30-40% din azot să fie cu eliberare lentă. La noi pe site, la semințegazon.ro, la magazin, la îngrășăminte de întreținere, aveți acolo, dacă dați pe butonul specificații, apare cantitatea de azot care o are îngrășământul și cât la sută din el e cu eliberare lentă. Nu e bine să mergem cu îngrășăminte care au foarte multă eliberare lentă. De fapt, pe piață în România nici nu prea... sunt pentru gazon și nici nu-s bune de folosit toamna, da? Pentru că vrem ca granulele acelea să se dizolve, să primească îngrășământ gazonul. Nu îi nevoie să aplicați îngrășăminte cu o cantitate enormă de potasiu, da? Cum ar veni azot la potasiu 1 la 2. Nu-i nevoie. Acelea sunt niște îngrășăminte oarecum de dat în noiembrie, la cei care vor să-și întrețină gazonul, nu știu cât de, să fie nu știu cât de minunat, la peluzele care sunt construite pe nisip, da, acolo dăm un îngrășământ cu mai mult potasiu decât azot. Dar în rest, cel mai bine ne folosim banii dacă cumpărăm îngrășăminte cu o cantitate de azot mai mare, gen 16, 18, 22, 27%. Cam atât. Ce-i după distribuirea îngrășământului, întotdeauna irigați sau dați-l înainte de o ploaie. Ar fi bine să scarificați acum înainte de aplicarea îngrășământului solid. Nu neapărat, dar ar fi bine. Atenție la distribuirea îngrășământului. Când măsurați-vă suprafața, aveți 100 de metri pătrați, cântăriți 3 kg de îngrășământ, împărțiți acele 3 kg în două jumătăți, 1 kg jumate, 1 kg jumate. Cu o jumătate din asta vă duceți pe o direcție, cu cealaltă jumătate perpendicular pe prima direcție. Așa o să aveți o distribuire uniformă. Dacă aveți tot felul de distribuitoare de astea și întrebarea e pe ce treaptă le fixați, începeți cu o setare mică, faceți o trecere pe tot gazonul și vedeți cât ați consumat. Și după aia mai măriți. Mai bine faceți 3 sau 4 treceri cu îngrășământ pe gazon decât să... Îl puneți pe o setare prea mare și să nu vă ajungă îngrășământul sau să fie zone unde dați prea mult îngrășământ. Cam atât, ne-am lungit un pic mai tare, dar e un subiect important care s-ar putea discuta mult pe seama lui. Alin de la Semințe Gazon, vă salut! La revedere!